Uitați-vă la lumea în care trăim. De ce nu trăiesc oamenii aceștia cu Dumnezeu? De ce nu umblă cu Dumnezeu? De ce nu sunt binecuvântați de Dumnezeu? Pentru că atunci când își deschid ochii dimineața și îi deschid pentru alte lucruri. Ce cauți? Vei găsi. Unde bați? Se va deschide. Dacă îl cauți pe Dumnezeu când te trezești de dimineață, restul zilei îl vei vedea doar pe Dumnezeu. Vei vedea prezența Lui și în bucurie și în suferință. Suferința nu este o nenorocire, ci e un mijloc prin care Dumnezeu încearcă să te corecteze, să te maturizeze și să te învețe lucruri pe care nu le știai, să te domesticească, dacă îmi permiteți expresia. Astăzi oamenii văd în jurul lor numai plăcere, numai destrăbălare, numai oportunități. Știți de ce? Pentru că au o inimă stricată, care nu vrea să vadă decât componente prin care își satisfac poftele din inimă. Când omul caută pe Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu în natură, îl vede pe Dumnezeu în Biblie, îl vede pe Dumnezeu în oameni. Atunci când ai o inimă curată, lucrurile pe care le vezi sunt curate. Când ai o inimă murdară, lucrurile pe care le vezi sunt murdare. Un om cu cearta în suflet se va certa tot timpul. Un om cu murdăria în suflet va privi la lucruri murdare. Un om cu o inimă curată se va uita după lucrurile curate. Cum este inima, așa este întreg trupul. Cum este inima, așa sunt acțiunile. Cum este inima, așa sunt motivațiile. Cum este inima, așa sunt valorile. Noi toți alergăm în viața aceasta să ne împlinim nevoile. Însă uneori trecem dincolo de împlinirea lor, înspre obsesii pe care inițial nu le-am căutat, dar pun stăpânire pe noi. Și oamenii aceștia devin dependenți, nu mai au libertate în deciziile lor. Devin niște robi ai păcatelor care acum i-a cucerit. Aș vrea, scumpii mei, să ne gândim la următoarele lucruri. Când te trezești de dimineață, ce vezi? Când pleci de acasă, ce vezi? Când ești în mașină, ce vezi? Când ajungi la lucru, ce vezi? Când stai de vorbă cu colegul sau colega, ce vezi? Mergând în mijlocul lucrurilor care compun existența noastră, ce vezi? Aș vrea să închei spunându-vă următoarea afirmație. Fiecare dintre noi vede și găsește ceea ce caută. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, onestitatea, cinstea și neprihănirea o vei găsi. Dacă cauți alte lucruri, de asemenea le vei găsi. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru că atunci când ne ridicăm privirile să căutăm cerul, neprihănirea și eternitatea. Tată din ceruri, mulțumim pentru că ne iubești și pentru că ne vorbești direct, dureros de direct. Dă-ne puterea să acceptăm cuvântul Tău, să renunțăm la noi și căutările noastre necinstite și ascunse, să Te căutăm pe Tine și cerul, în care de fapt vom fi fericiți dacă ajungem. Dă-ne binecuvântarea Ta nouă și familiilor noastre și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mă rog să fiți binecuvântați, să aveți un weekend și o săptămână frumoasă. La revedere, pe data viitoare!